Richard! Ce aveți la casă? O precipitare de la înălțime, pacient a fost găsit în scor Glasgow 8. A necesitat sedat. La urgență are prioritate viața. Urgența este pentru urgențe. Orașul Târgu Jiu va fi gazda unui eveniment sportiv organizat de oficialii Federației Române de Handbal. Competițiile din cadrul Campionatului Național de Handbal se vor întinde pe parcursul a 3 zile. Doi bărbați din Călăraș au fost prinși de polițiști în timp ce încercau să vândă țigări netimbrate unui localnic din Baia de Fier. În urma controlului asupra autovehiculului cu care se deplasau bărbații, au fost găsite în portbagaj 25.800 de țigarete pentru care nu aveau documente de proveniență. Un bărbat de 40 de ani din București a fost reținut în Gorj după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. Bucureșteanul a continuat să încalce legea, deși a fost prins de oamenii legii și sancționat. Conducerea organizației Salvați Copiii România a ajuns la Târgu Jiu pentru a aduce mai multe echipamente necesare secției de neonatologie pentru o bună funcționare. Este vorba despre aparatură de peste 27.000 de euro. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnal. A fost rupere de nori în această după-amiază în județul Gorj. A plouat abundent, iar grindina căzută a acoperit rapid drumurile și grădinile cu un strat de gheață. La Târgu Jiu, ploaia torențială a durat aproape o jumătate de oră, timp suficient pentru ca întreg orașul să arate ca un adevărat lac. Grindina s-a așternut rapid ca un strat de zăpadă în plină iarnă. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din sudul și sud-vestul țării, între 16 mai ora 10 și 19 mai ora 10. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelie și izolat grindină. Donație importantă pentru Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu. Organizația Salvați Copiii România a dotat cu aparatură medicală secția de neonatologie a unității sanitare. Totul a fost posibil prin intermediul medicului șef de secție, Luminița Olănescu, cea care a reușit să aducă și la Târgu Jiu oameni cu suflet, care veghează asupra copiilor născuți prematur. Conducerea organizației Salvați Copiii România a ajuns la Târgu Jiu pentru a aduce mai multe echipamente necesare secției de neonatologie pentru o bună funcționare. Este vorba despre aparatură de peste 27.000 de euro. Astăzi am venit aici la Târgu Jiu cu mai multe echipamente necesare supraviețuirii nou-născuților, cu un incubator de terapie intensivă, o masă radiantă, un balon de resuscitare, un pulsoximetru cu senzori, un set de suport respirator, un monitor funcții vitale, în valoare de aproximativ 27.000 de euro, 128.800 de lei. Donație oferită, bani oferiți de Fundația pentru Copii Ronald McDonald. Am venit aici deoarece Târgu Jiu are o... Spitalul Județean Târgu Jiu are o rată mare de primire a copiilor care necesită îngrijire neonatală intensivă. Echipamentele au fost deja puse în funcțiune, un bebeluș născut în această dimineață beneficiind de confortul oferit de incubator. Colaborarea dintre cele două părți a început după ce medicul șef de secție a gestionat o situație delicată, iar părintele, mulțumit fiind de tratamentul oferit copilului său, a încercat să ușureze cumva munca medicilor din unitatea spitalicească. Relația mea cu doamna Mirela Rogoz, doamna de la Fundația Ronald McDonald, doamna ei a fost contactată de părintele unor gene care a ajuns în Timișoara și care au plecat de la noi la o săptămână de la naștere, copii care au necesitat suport respirator,
au fost cu probleme, da? S-au echilibrat și ulterior i-am trimis pentru evaluare acolo. Și dânsul a fost mulțumit de ce am făcut noi aici pentru fetițele dumnealui și a luat legătura cu doamna, acolo a stat, în casa McDonald's și de aici a început colaborarea. Ambasadorul programului Salvați Copiii, Amalia Năstase, a declarat la Târgu Jiu că va reveni și cu alte donații. Astăzi sunt într-un loc foarte drag mie pentru că aici mi-am petrecut toate vacanțele copilăriei, mama e gorjancă și am foarte multe amintiri frumoase în Târgu Jiu și pe lângă Târgu Jiu. Mă bucur mult că am putut să ajungem aici cu multe echipamente. Mă bucur mult că a putut fi posibilă această donație astăzi. Promitem să mai revenim la anul, după renovare și după ce primim și celelalte echipamente. Potrivit statisticilor, numai anul trecut la Târgu Jiu, din cei 871 de nou născuți, 340 au avut nevoie de îngrijiri în compartimentul de terapie intensivă. Cel mai mic copil, născut prematur, a cântărit doar 700 de grame și a fost transportat la o altă unitate din țară. Totodată, medicii din Târgu Jiu au reușit să externeze după 4 luni de la naștere și un bebeluș care cântărea doar 800 de grame și care a beneficiat de îngrijire din partea unității sanitare. Municipiul Târgu Jiu va fi gazda unui eveniment sportiv de anvergură. Peste 1000 de români vor ajunge în perioada următoare în orașul lui Brâncuș pentru a lua parte la Campionatul Național de Handbal. Evenimentul este organizat și suportat financiar de Federația Română de Handbal. Orașul Târgu Jiu va fi gazda unui eveniment sportiv organizat de oficialii Federației Române de Handbal. Competițiile din cadrul Campionatului Național de Handbal se vor întinde pe parcursul a 3 zile. Astăzi la cald am primit o solicitare de la Federația Română de Handbal. Vă spuneam la un moment dat că Federația Română de Handbal, prin colaborările anterioare pe care le-am avut, ne-a solicitat organizarea unui turneu de 1000 de copii la Târgu Jiu, în care Federația Română de Handbal asigură cazarea și masa pentru 3 zile. Evenimentul se desfășoară pe perioada 30 mai, 2 iunie. E o competiție națională pentru copii. Pe lângă cei 600 de copii, nu știu cum se va face acest lucru, cred că vor veni cel puțin atât de mulți părinți. Deci vom avea invitați la Târgu Jiu cel puțin 1000 de persoane de pe tot teritoriul României. Inițial, 1000 de copii erau așteptați la Târgu Jiu, însă, la ora actuală, spațiile de cazare nu permit acest lucru. Hotelurile și pensiunile din oraș sunt rezervate la capacitate maximă. Niciunul nu este cazat în momentul de față în cămine, hotelurile și pensiunile din Târgu Jiu. La momentul ăsta, capacitatea este ocupată la maxim. Am luat prin Dani Lieș și prin colegul meu, domnul director Bălăieț, legătura cu toate unitățile de cazare din Târgu Jiu. Pe 1 iunie, din momentul de față, vreau să vă anunț că capacitatea la Târgu Jiu este ocupată la maxim. Mai mult decât atât, acolo unde ne-a permis spațiu în cameră, am încercat să discutăm cu cei care administrează aceste hoteluri, pensiuni și ce am mai închiriat, să și mărească capacitatea în cameră. Adică dacă au două paturi, să pună trei, pentru că Federația Română de Handbal plătește pe loc de cazare. Dar la hotelurile din Târgu Jiu am găsit disponibilitatea necesară pentru că nu puteam să strângem, disponibile vorbesc, pentru data de 1 iunie, cele 600 de locuri de cazare. Sunt locuri de cazare, dar unele dintre ele erau deja rezervate, dar oricum pe cele 3 zile, nu știu ce vor face cei care își vor mai dori să vină pe data de 1 iunie. Știu că se mai încearcă organizarea unei competiții. La momentul acesta, rezervarea este făcută la maxim pe tot ce am avut în Târgu Jiu. Atât am putut caza 600 de copii în hoteluri și pensiuni în Târgu Jiu. Deci la capacitate maximă în perioada respectivă. Competiția va avea loc la începutul lunii iunie. Târgujienii plătesc facturi mai mici la apă decât în 2015. Cel puțin asta susține directorul APA Regio, care afirmă că scăderea TVA-ului a dus la un preț mai mic pentru serviciile de apă și canal, chiar și după indexarea cu rata inflației.
Conducerea APA Regiu a indexat cu rata inflației prețul pentru apă și canal. Este vorba despre o sumă ce nu încarcă facturile semnificativ, conform afirmațiilor directorului Traian Pătrășcoiu. S-a majorat prețul la apă cu rata inflației din 2013 până în februarie 2019, dar vreau să spun că prețul la apă acum este mai mare cu 13 bani față de prețul vechi, 13 bani pe 1000 de litri. Și prețul în 2015 era mai mare decât prețul din 2019 actual, când TVA-ul era 19%. Noi ne-am bătut din Asociația Română a Apei să reducem TVA-ul la apă și la canal la 9%. Și am reușit să reducem acest TVA la 9%. Și acum prețul apei este mai mic, deci indexat cu rata inflației este mai mic decât prețul care era în anul 2015. Municipalitatea anunța că această creștere nu se justifică și nu va accepta majorarea. Conducerea APA Regio susține că primarul Marcel Romanescu a fost dezinformat cu privire la noile sume. Cred că nu știa, a fost dezinformat. Nu vreau să intru în polemici cu domnul primar, pentru că eu am altfel de educație și nu vreau să-i dau răspunsuri. La ora actuală, cetățenii municipiului achită pentru un metru cub de apă și canalizare 5,84 lei, TVA inclus. Continuă acțiunea Zile de Poveste la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Instituția va fi gazda a două spectacole din sursă externă, spectatorii fiind așteptați să-și cumpere bilete. Evenimentul Zile de Poveste aduce la Târgu Jiu fețe noi pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Este vorba despre două echipe din județele Vâlcea și Tulcea, care vor juca piese importante atât pentru copii cât și pentru publicul adult. Sâmbătă îi găzduim pe colegii noștri în cadrul programului Zile de Poveste, pe colegii noștri de la Teatrul Ariel din Vâlcea cu spectacolul Cenușe Rasa și vă invit pe această cale să achiziționați bilete la acest spectacol nou. E un titlu pe care și noi ni-l dorim pe afiș. Iar duminică îi avem pe colegii de la Tulcea cu două spectacole în Pădurea cu Alune de la ora 12, iar seara o comedie bine meritată, pentru că după un festival plin de dramă și tragedie în afară de spectacolele din afara concursului, e nevoie și de un pic de râs sănătos, așa că duminică de la ora 19 vă așteptăm la spectacolul lui Pierre Chesneau, Hotel Mimoza. Între timp, artiștii gorjeni merg cu spectacole în județ pentru a onora toate invitațiile lansate. Colegii mei chiar acum sunt la Novaci, unde vor susține trei spectacole, unul după altul, diferite, pentru a putea răspunde și solicitărilor din județ. De curând, Unitatea de Cultură a încheiat șirul evenimentelor dedicate zilelor Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Zeci de mii de țigări de contrabandă au fost confiscate de polițiști. Doi bărbați din Călăraș care le vindeau în Gorj au fost reținuți de oamenii legii. Doi bărbați din Călăraș au fost prinși de polițiști în timp ce încercau să vândă țigări netimbrate unui localnic din Baia de Fier. În urma controlului asupra autovehicolului cu care se deplasau bărbații, au fost găsite în portbagaj 25.800 de țigarete pentru care nu aveau documente de proveniență. Aceștia au declarat că le-au luat de la persoane necunoscute din Târgul Vitan din București. Asupra bărbaților a fost găsită și suma de 3.600 lei care a fost confiscată. Doi bărbați din județul Călăraș au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Gorj de către polițiștii din Novaci, după ce au fost depistați în timp ce vindeau țigări fără timbru pe raza comunei Baia de Fier. Cele 25.800 de țigarete au fost confiscate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, acuzați de săvârșirea infracțiunii de deținere sau comercializarea unor produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate ori cu marcaje false. Un bucureștean a fost prins în offside de polițiștii gorjeni. Bărbatul a ignorat prima sancțiune și a continuat să încalce legea. Ieri, oamenii legii l-au prins din nou, iar de această dată l-au și reținut.
Un bărbat de 40 de ani din București a fost reținut în Gorj după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. Bucureșteanul a continuat să încalce legea, deși a fost prins de oamenii legii și sancționat. Polițiștii din Stoina l-au prins din nou ieri conducând ilegal și l-au reținut pentru 24 de ore. Un bărbat din București a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, după ce a fost depistat de polițiștii de două ori consecutiv în timp ce conducea un autovehicul pe drumurile publice, aflându-se în perioada de suspendare. Bărbatul a mai fost prins și de polițiștii din Cărbunești și Berlești în timp ce conducea pe drumurile publice în perioada de suspendare. Voucherele pentru mineri fac valuri. Liderii de sindicat acuză faptul că acestea nu au fost date la timp. Tichetele de vacanță ar putea fi acordate abia luna viitoare. Există nemulțumiri în acordarea voucherelor de vacanță pentru mineri și energeticieni. Unii sindicaliști spun că s-a amânat nejustificat procedura, care durează o lună și jumătate, iar între timp, mulți dintre angajați și-au luat deja biletele pentru concedii. Conform legii, procedura maxim durează 45 de zile. De aceea sunt foarte supărat pe ceea ce fac sindicaliștii aceștia vânduți administrației și administrația. Pentru că au amânat această comisie de două ori, adică încă 15 zile în care putea să-și facă treaba. Deci era hotărât quantumul voucherului, era hotărât că se dă vouchere, nu printr-un act adițional, deci au stat așa. Voucherele de vacanță au fost obținute de angajații din complexul energetic Oltenia în urma unei greve care a închis carierele timp de o săptămână. USR Plus vrea mai multă implicare pentru complexul energetic Oltenia. Aceștia susțin că prin mecanismele și liniile de finanțare pentru sectorul energetic puse la dispoziție de Uniunea Europeană, gigantul energetic ar putea rezolva problema economică ce vizează certificatele de CO2. Potrivit reprezentanților USR Plus, Ministerul Energiei ar fi trebuit să anunțe dacă vrea să se folosească de alocarea opțională cu titlu gratuit a certificatelor de carbon pentru modernizări în sectorul energetic. În acest sens, până pe 30 iunie, Ministerul trebuie să publice un cadru național detaliat și să transmită Comisiei Europene o listă de proiecte eligibile pentru investiții în capacitățile de producție existente. Trebuie să venim cu proiecte concrete și să nu mințim oamenii, mai ales din zona Gorjului, că de fapt Uniunea Europeană vrea să ne închidă minele, că trebuie să punem stop acestei industrii. Nu. Trebuie să trecem și noi cu hotărâre prin această tranziție energetică și să venim cu investiții. Și asta vă spuneam că bani există. Există certificatele de carbon prin Directiva Europeană 410 pe 2018. Există un fond, ceea ce se numește fondul de modernizare, și există fondul de inovare. Sunt niște mecanisme ale Uniunii Europene care pot atrage finanțare în România și complexul energetic Oltenia poate să beneficieze de ele. Trebuie să ne luptăm la Bruxelles pentru fiecare eurocent disponibil și acolo, dar și în România, să avem aceste mecanisme din certificatele de carbon care să meargă și să facem aceste investiții, pentru că știm foarte bine de aceste investiții depinde întreaga comunitate, o mare parte, de fapt, din comunitatea locală, din comunitatea din Gorj. Sunt aproape 14.000 de oameni care lucrează la complexul energetic Oltenia. Aceste criterii trebuie să fie rezultatul unei analize cost-beneficiu, să fie transparente, iar investițiile trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin înlocuirea componentelor uzate. Personal, am teama că fie se va trece un pic pe lângă acest termen, lăsându-se neobservat, fie
se va pune o documentație ca să fie acolo, pentru că statul, guvernul, nu va mai încasa niște bani. Acei bani vor ajunge la poluatori, în speță la complexul energetic Oltenia, cât de el vorbim. Și vorba de sume consistente. Sume consistente, 40% din ce a încasat anul trecut statul român ar însemna undeva la 280 de milioane de euro. De la an la an certificatele cresc ca preț, deci pe viitor prețul ăsta va fi și mai mare. Și în decurs de 10 ani, cele până la 300 de milioane de euro ar însemna 3 miliarde. Deci statul român, guvernul, dacă depune această documentație și dacă îi se acceptă, va renunța la a încasa acești bani din vânzarea certificatelor de carbon și le va aloca, cum zice legea, tranzitoriu, în mod gratuit, poluatorilor, în speță complexul energetic Oltenia. Deputatul USR Cristina Pruna a transmis o interpelare reprezentanților Ministerului Energiei pentru a afla care este stadiul acestui proiect. Partidul Mișcarea Populară vrea România pe lista țărilor dezvoltate. Prezent la Gorj, președintele popularilor Eugen Tomah a declarat că oamenii săi se vor bate la Bruxelles pentru un trai mai bun al românilor. Accelerarea procesului de integrare, dar și consolidarea statului de drept se numără printre principalele obiective ale partidului Mișcarea Populară. Președintele Eugen Tomac afirmă că partidul său dorește un trai mai bun pentru românii și condiții decente de viață ca în țări precum Germania și Franța. Mulți dintre români își doresc ca, de exemplu, cei apropiați, copii, părinți, mame, frați, surori, să revină acasă pentru că au plecat în Europa pentru un loc de muncă mai bine plătit. Și la această întrebare există un singur răspuns: mai multă integrare, pentru că mai multă integrare înseamnă să avem salarii aproape la fel ca în Germania, ca în Franța, ca în Italia, și acest lucru trebuie să se facă de la Bruxelles. Pentru noi va fi un obiectiv important pentru PMP să ne batem pentru ca în Europa să se instituie un salariu minim la nivel european, care să nu fie mai mic de 60% din salariul mediu. Deci sunt teme extrem de importante pentru care ne vom bate acolo. Președintele PMP afirmă că nu există la ora actuală un candidat mai potrivit decât cel care ocupă prima poziție pe lista partidului, Traian Băsescu, pentru a reprezenta România la Bruxelles. Președintele Băsescu este cel mai experimentat om politic, care a fost 10 ani în Consiliul European și va merge acolo și va discuta de la egal la egal cu orice lider european și se va bate pentru proiectele care țin de România. Deci venim cu ceea ce avem mai bun și cred că și gorjenii, dar și românii din întreaga țară sunt de acord cu mine că nu există un alt om politic mai pregătit care să se poată bate pentru interesele României la Bruxelles decât președintele Băsescu. Uniți în Europa este mesajul PMP la alegerile europarlamentare. Fostul premier Victor Ponta a ajuns astăzi la Gorj. Acesta, alături de mai mulți candidați de pe lista pentru alegerile europarlamentare, au mers prin județ pentru a sta de vorbă cu oamenii. A avut întâlniri la Târgu Jiu, Motru, dar și Padeș, unde le-a vorbit alegătorilor despre obiectivele pro-România. Liderii pro-România au revenit în Gorj pentru a sta de vorbă cu oamenii. Au avut loc mai multe întâlniri locale, atât în cele două municipii, cât și în județ. Noi, din primii 10, suntem singura listă care respectă criteriul. 5 doamne și 5 domni. Dacă mă retrageți pe mine, că eu rămân în Parlamentul de la București, sunt 5 doamne și 4 domni. Și azi, 3 dintre colegele noastre candidate, Gabi Podașcă, Ioana Petrescu, fostul ministru al finanțelor, și Ionela Danciu de la IUD, pe care, dacă nu vă spune numele nimic, este doamna cu tripleți, care m-a dat în judecată și a și câștigat că avea dreptate. Că noi aveam o lege care vorbeam doar de gemeni și nu știam că există și tripleți în lege, apropo de cum facem legile. Și care este candidată la noi pe listă, la ora 12 au acțiunea și noi când venim de la Padeș mergem și noi acolo. Fostul premier este convins că cetățenii vor fi din nou alături de echipa sa. Din punctul de vedere al nostru, al Pro-România, în primul rând sunt mulțumit că noi am făcut o campanie de bun simț, de normalitate. N-am participat nici la scandalurile pe care le-ați văzut, n-am cuiduit pe nimeni, nu ne-a cuiduit nimeni, ne-am întâlnit cu oamenii, am vorbit despre echipa noastră de candidați și despre ce vreau să și ne dorim să facă
Corina Crețu, Mihai Tudose, Iurie Leancă în Parlamentul European. Vreau să continuăm campania în același mod și pentru că sunt la Târgu Jiu, eu mă știți de atâția ani, că niciodată nu-mi place să spun dinainte de rezultate, dar sunt mult mai optimist. Cu siguranță vom face peste 10% la nivel național, nu la Gorj, la Gorj sper că mai mult. Pentru că ne-am atins obiectivele principale. Să cunoască oamenii că există Pro-România. Mă bazez pe faptul că totuși aici e munca celor care stau zi de zi să le spun oamenilor că nu mai sunt la PSD, dar din fericire sunt pe lista Pro-România locul 1, oamenii văd Victor Ponta și iarăși din fericire suntem pe prima pagină, pe buletinul de vot. Dacă eram pagina 2, 3, 4, știți bine, mulți oameni nu dau paginile, se deschid buletinul de vot, se uită și caută acolo pe cine să pună ștampila. Din fericire am avut noroc, sau mă rog, ne-a ajutat Dumnezeu și suntem pe prima pagină și oamenii când deschid buletinul de vot o să vadă Victor Ponta și sunt convins că o să fie, nu toți, dar o să fie alături de mine. Victor Ponta ocupă prima poziție pe lista Pro-România pentru europarlamentare. Liderii Partidului Socialist Român, formațiune conservatoare, militează pentru intrarea în Schengen. De asemenea, socialiștii cer un sistem mai rapid de extrădare. Liderii PSR vor să grăbească procesul de intrare în Schengen a României și cer eliminarea controalelor de la frontiere. PSR merge în Parlamentul European și pentru a impune acceptarea României în Schengen, pentru că avem dreptul să fim acolo. Eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne, set comun de reguli care se aplică persoanelor care trec frontierele externe ale statelor membre UE. Armonizarea condițiilor de intrare și a normelor privind vizele și cooperarea consulară, se arată într-un comunicat postat pe pagina formațiunii. De asemenea, liderii Partidului Socialist Român cer un sistem comun de informații și un sistem rapid de extradare și transfer pentru executarea hotărârilor penale. Aici se încheie jurnalul. Sunt Emanuela Puiu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună. La revedere!